în zadar fugi de Dumnezeu. Nu te poți ascunde. E adevărat, El nu va alerga după tine, dar te va aștepta. Pe orice drum vei apuca, îl vei întâlni pe Dumnezeu. Însă dacă nu-l vei recunoaște, călătoria ta se va însoți de nepăsare din partea ta. La orice ușă vei bate, Dumnezeu îți va deschide. Dacă nu ți deschide Dumnezeu, nicio ușă nu ți se va deschide. Primirea Dumnezeului celui viu are ca cea din tâi și cea mai de seamă urmare biruința vieții asupra morții. Neprimirea lui Dumnezeu are ca cea din tâi și cea mai groaznică urmare biruința morții asupra vieții. În primul caz, se poate spune că toată această strălucire a vieții, prin întunericul morții, se va încheia într-un foc. Într-un foc măreț al vieții, în care moartea va arde. În al doilea caz, se poate spune că toate aceste silnicii ale morții, asupra scânteilor slabe ale vieții, se vor sfârși cu întunericul și cu tăcerea de neclintit în care se va odihni moartea în veșnicie. Dacă îl ștergi pe Dumnezeu din cosmos, ai șters deosebirea dintre viață și moarte și ai predat morții spre nimicirea cea de istova tot și a toate, de la un țărm al timpului și al spațiului la altul. În zadar fugi de Dumnezeu, nu te poți ascunde. Dar Dumnezeu nu te va aștepta numai în locul în care l-ai părăsit, ci pe toate drumurile și la toate colțurile lumii. Mai ușor vei trece pe lângă lună decât pe lângă Dumnezeu. Cu adevărat, mai ușor vei fugi de văzduh decât vei putea fugi de Dumnezeu. Așa este dragostea lui Dumnezeu, dragii mei. Te însoțește peste tot, chiar și atunci când păcătuim, oriunde, niciodată, nu ne părăsește.